Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am găsit la podcast. Astăzi, Lidia Buble. Se face la plăcere pentru brain. Artistul internațional cu care ți-ar plăcea să colaborezi este... Michael Buble. Îți dai seama cât tare ar fi Michael Buble fiind Lidia Buble? Toate șogorițele mormă ca dacă ar putea, mă. Deci este cea mai mare binecuvântare în viață, cel mai mare dar pe care l-am primit de la Dumnezeu, să am această familie. Pentru ei mei sunt în stare să fac orice. Dacă vine acum cineva și îmi zice, îți dai viața, eu nici nu stau să mă gândesc de instant. Vrei să zic ceva frumos? Și tu faci parte din familie, Horia. Să simt că sunt centrul lumii eu. Și mă aminți, mă aminți, mă aminți cu vorbe dulci. Inima mea nu vrea să minți, nu vrea să uiți. Și doctorii au spus, domnul Buble, luați fata și mergeți acasă, pentru că decât să moară în spital, cumva mai bine moare acasă. Și dorul tău să-l pot doar eu, iar altcuiva să nu-l poți da. Nu știu, încă nu știu unde ai venit aici, nu? Doamne, câte surprize! Deci chiar că sunt necunoscute căile, domnule. Deci mi-ai luat, cum zici, mau. Și anul ăsta pregătiți-vă că o să vin cu o colaborare foarte neașteptată. O bubui pe internet. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor, tremur când mă ating ușor, cum o faci, spun valor. Și vreau să spun că mi-a fost dor am spus și fetelor, trebuie să mă ating ușor, cum o faci, le spun de lor. Și-am mai trecut un an și tu ești tot ce am. Destinul ne-a convins, Horia e de neînvins. Totuși cei care cumva mă judecau aspru pentru ceea ce făceam greșit în viziunea lor, mă, toți erau acolo în public, numai baticuri am văzut.